Bună seara, sunt Roxana Gheorghean, bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent va predomina atmosfera instabilă, în nordul și estul Europei și în extremitatea de nord-vest sunt anunțate ploi, iar în zonele înalte de munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului cerul va fi variabil și doar pe suprafețe mici va ploua. Vântul va avea intensificări în regiunile nord-vestice, central-nordice și estice. În România, mâine, temperaturile vor scădea în vest, nord și în centru. Însă, în cea mai mare parte a țării, vremea se va menține caldă pentru această dată. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. Dimineață, cerul va fi variabil, iar după amiază vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Va ploua local în Dobrogea și Muntenia și izolat în Oltenia, Moldova și Transilvania. Aversele vor avea caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși izolat 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în sudul, centrul și estul țării, precum și la munte, mai ales pe crestele Carpaților meridionali, unde rafalele vor depăși viteze de 70-80 de km pe oră. În București se menține vremea caldă, însă cerul va fi acoperit de nori și în a doua parte a zilei sunt posibile ploi cu tunete și fulgere și vânt destul de activ. Temperatura maximă va fi atât de 30 de grade. Vineri scăpăm de ploi și ne vom bucura de vreme frumoasă și caldă. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Sâmbătă, termometrele vor indica o maximă de 31 de grade, dar atmosfera va fi instabilă. După amiază se va înnora și sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și chiar căderi de grindină. Se încălzește și în zonele de munte, dar va crește și gradul de instabilitate. Pe seară va ploua pe suprafețe destul de mari și se vor acumula cantități în semnate de apă, sunt posibile căderi de grindină, iar vântul o să bată destul de tare pe creste. La mare vor fi înorări temporare și trecător va ploua, vântul va avea intensificări și este posibil să cadă și grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 25 de grade, iar apa mării va avea valori cuprinse între 16 și 18 grade. Pe litoralul bulgăresc va predomina vremea frumoasă, cerul va fi variabil spre senin, iar temperaturile maxime se vor situa între 23 și 27 de grade. Și în Grecia va fi atmosferă însorită și caldă, valorile maxime pornesc de la 25 de grade și se opresc pe la 28 de grade. Să vedem ce ne rezervă vremea la noi în țară și în zilele următoare. Vineri vom avea parte de vreme caldă și frumoasă, vor mai fi câteva averse în sud-estul țării și la munte. Vântul își va face și el simțită prezența, mai ales la munte și în nordul teritoriului. Termometrele vor indica maxime ce se vor încadra între 21 și 31 de grade. Prima zi din weekend vine cu vreme instabilă și răcoroasă în vestul, centrul și nordul țării. Acolo cerul va fi mai mult noros și va ploua, iar temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, în timp ce în sud și în sud-est vremea se va menține caldă, cu valori maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Dar după amiază este posibil să se înoreze și aici și vor fi posibile ploi, descărcări electrice și căderi de grindină. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem și la Focus 23. Să aveți o seară liniștită, numai bine!